Îmi țin totul în acest train case. Este un train case relativ fals, pentru că nu este luat de la un magazin de make-up, ci este luat din Practicăr. Am dat 100 de lei pe el și m-a încântat foarte mult când l-am găsit. Are o breteluță de umăr și mâner foarte, foarte rezistent. Iar aici are chiar și închizătoare cu cheiță și se deschide exact așa. Și acum să vă arăt ce am în interior. Ok, deci sunt două rafturi, două sertare, 4 plus un raft mare jos care este compartimentat. Mi-a plăcut că vine cu aceste compartimente care se pot lărgi sau micșora în funcție de necesitate și de dorințe, la fel ca și în sertarul de jos. Bun, în primele două sertare țin așa, vom lua pe rând acest sertar, unde țin rujuri și câteva farduri. Așa, le-am scos ca să fie mai ușor de văzut și aveam așa, în sertarul acesta aveam aceste paletuțe micuțe, aceste 4 paletuțe de la Elf și 2 de la Avon. În următorul sertar aveam aceste farduri cremă de la Elf. În cel de-al treilea răftuleț am 2 farduri de la Marie Kay și o paletuță mică de la o revistă. În următoarele 2 sertare am avut aceste rujulețe, 6 rujuri de la Elf, 3 rujuri de la Pharmacy, un ruj de la Marie Kay și un alt ruj de la Sleek. Trecem la al doilea sertar, care conține următoarele chestii. Aici am 2 iluminatoare, corectoare, aceste 2 corectoare sunt de la Pharmacy, iar acestea 2 de la V7, alte corectoare de la Elf, care mie îmi plac foarte mult, sunt 6 corectoare aici, în nuanțe diferite, alte rujuri, 2 rujuri de la NYX, acestea 2, acesta și acesta, un ruj de la MOA, unul de la Avon și un alt ruj de la Clinique. Și aici, în general, îmi țin genuțele, aceasta este nouă, nefolosită, acestea sunt folosite, 2 perechi chiar într-un singur plic, acestea sunt folosite, acesta e un alt corector de la Avon, mă rog, este relativ pe terminate, și un kit de sprâncene. Iar aici, în această punguliță, am adezivul. Al treilea sertar conține următoarele chestii, rimeluri și luciuri de buze. Toate rimelurile mele pe care le folosesc în general pe alții sunt acestea. Sunt în categoria celor mai bune rimeluri. Cel de la Seventeen, care îmi place extrem de mult, Deborah, Elf, L'Oreal, L'Oreal, Flor Mar, Rimmel London, MOA și Benecos. Așa, și luciuri de buze și creane de buze. A trebuit să le răstorn un pic mai repede. Ok, deci astea sunt toate. Am foarte puține luciuri de buze, în general îmi plac rujurile. Acesta este de la L'Oreal, din noua colecție. Creane de buze, tot la fel, destul de puține pentru că nu îmi plac. În general, un luciu de buze de la Elf, altul de la Evelyn, care este super bun, unul de la Avon și iar Avon, pe acesta îl folosesc mai mult ca pe un lipici pentru glitter. Am ajuns și la cel de-al patrulea raft, care conține primerele de la Elf și MOA. Aici am foarte multe creane negre, în general nu o să vi le arăt acum pe toate, dar sunt de la Ada, am și un creion de la Essence, Beauty UK. Și în partea asta la altă sunt glitterele, cele 3 glittere de la MOA și tușurile de ochi, tuși de ochi de la Laval, Benecos, aici sunt Elf
Și da, am cam 6-7 tușuri și de la Isabel Dupont pentru că îmi plac foarte mult. Acestea au fost cele 4 sertare detașabile și trecem la partea asta am tot ce ține de pudre. Pudra de la e.l.f. HD Definition, e.l.f. Bronzing, 2 blush-uri de la Moi, un bronzer de la Essence, care este preferatul meu, o pudră de la Benecos, blush-ul de la Beauty UK, aici am 2 pudre de la e.l.f. care îmi plac foarte mult. Aici am blush de la Beauty UK și blush-ul de la Beauty UK. Apoi pudrele de care ziceam de la e.l.f. care îmi plac foarte mult și pe care le-ați văzut aici în cutii, sunt 2 noi și încă una. Am nuanțe diferite, evident, pentru că atunci când machiez pe altcineva trebuie să am nuanțe diferite. Aceasta de la e.l.f. corectoare, 4 corectoare, verdele l-am folosit cel mai mult. Apoi pudra Complexion Perfection de la e.l.f., cea cu 4 culori și un iluminator de la numărul 7. Iar aici avem partea de fonduri de ten și palete de ochi. Fond de ten de la Finitone, fond de ten de la L'Oreal, fond de ten Marie Kay, fond de ten de la Finitone din nou, o cremă pe care o folosesc pe post de bază de la La Roche-Posay, fond de ten de la Pharmacy, fond de ten de la Pharmacy, sunt foarte bune, fond de ten de la Revlon, din nou Revlon și din nou Revlon. Apoi un alt fond de ten de la L'Oreal, este mai închis la culoare, mi-a curs pe aici. Și un alt fond de ten de la Seventeen. Aici mai am un primer care încă nu a fost folosit. Și paletele. 3 palete de la Sleek. 1, 2, 3. Am paleta Storm, O Naturel și Original. Cele 3 palete. Paleta de la Front Cover și paleta de la Moi. Cam destul de recent achiziționată. Un kit de buze de la e.l.f. cu aceste lip gloss-uri care sunt super drăguțe. Aici mai am un demachiant, mă rog, de la Clinique. Trusa de 120 de culori. Și trusa și trusa de blush-uri de la Froline. Ați văzut train case-ul meu, tot ce cuprinde și ce conține, sunt lucruri pe care eu le folosesc atunci când machiez pe altcineva și chiar dacă nu sunt foarte, foarte scumpe, să știți că din punct de vedere calitativ sunt destul de bune. Aici am un coșuleț cu produse pe care le folosesc pe mine personal, pentru că nu sunt produse foarte, foarte bune și le folosesc zi de zi tot ca să le consum. Aici am niște perluțe de la Avon care nu spun că nu-mi plac, deci îmi plac la nebunie. Din păcate mi s-a spart și capacul. Cu alte perle de la Avon, o pudră de la e.l.f. care s-a făcut praf și pulbere, un fond de ten mineral de la Rimmel London care, sincer, este un pic cam închis pentru mine și îl folosesc mai mult ca bronzer. Apoi un fond de ten de la Avon din acela Calming Effects care este foarte bun pentru uzul zilnic. Un alt fond de ten de la Avon Ideal Shade, blush de la Avon pudră. Apoi am această trusă de la e.l.f. Eye Transformer pe care, sincer, am încercat să o folosesc de 2-3 ori, dar nu știu la ce folosește cu adevărat pentru că nu transformă culorile, poate decât culoarea neagră pentru că îi dă oarecum așa niște reflexii în funcție de culorile din paletă. Apoi am aceste mini rujulețe de la Avon. Sunt majoritatea nuanțelor de la rujuri care m-au ajutat pe mine într-un fel sau altul să-mi găsesc nuanța potrivită.
Mai am acest mic set de pensule, mă rog, este un set micuț de travel de la Cosmetic Style. Găsiți exact pe acest site cosmeticstyle.ro. Găsiți acest kit. Mai are o pensulă mai mare de pudră și este foarte, foarte drăguț, plus că pensulele sunt din păr natural. Apoi am foarte multe rimeluri de la Avon. Acesta este un fond de ten de la Pharmacy Stay Matte pe care îl folosesc aproape zi de zi. Este foarte bun, acoperă foarte bine și chiar menține așa un aspect mat al tenului, mai ales pe timp de vară când de la căldură tot machiajul tinde să o ia la vale. Am foarte multe rimeluri de la Avon, rimel Avon Curves, Avon Magnify, Avon Super Full, Avon de la Marimekko, Avon, 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 din nou Avon, și ăsta este un rimel de la Maybelline pe care îl folosesc, deși nu mai este foarte ok pentru că este uscat, dar folosesc foarte mult pentru această periuță care este absolut genială. Mai am două pudre de la Color Trend care sunt relativ ok și le folosesc zi de zi, le-am luat nu știu de ce, nu mă întrebați. Un rujuleț de la Miss Sporty cu un aspect chiar foarte natural. Un luciu de la Catherine Arley care are o oglindă. Alt ruj de la Avon, încă un ruj de la Avon, alt ruj de la Avon, Avon și iar Avon, și am terminat și acest sertărel. Pensulele le țin în această husă. Scrie MAC, dar credeți-mă că nu este, pentru că cei de la MAC nu au o husă atât de mare cu atât de multe pensule. Este o chestie, mă rog, contrafăcută. Mie mi-a convenit atunci când l-am cumpărat, pentru că am dat foarte puțin pe această husă și mi-am îndeplinit dorința de a avea foarte multe pensule și chiar sunt mulțumită de ele. Astea sunt toate, deci ceea ce vedeți acolo, acolo și aici. Toate produsele în general le șterg odată pe săptămână cu spirit și este foarte important să le am în ordine. Tocmai de aceea mi-am dorit acest train case de care am fost super încântată când l-am găsit în practică, mai ales că l-am găsit la o sumă modică, având în vedere că în magazinele de specialitate de make-up le găsiți cam la 3-4 milioane și eu am dat 100 de lei pe el. Singura diferență evident este faptul că aceste sertare nu sunt prinse între ele cu ceva care să le detașeze și să fie efectiv incluse în toată trusa, dar pe mine nu mă deranjează. Sper că v-a plăcut. Haideți să închidem și trusa, care se închide exact așa, deci îmi place mecanismul la nebunie. Asta este trusa mea și toate astea sunt machiajele mele. Așa cum vedeți, nu am foarte multe. Toate au fost luate pe propria mea cheltuială și din propriul meu buget, care credeți-mă că nu este foarte mare, însă important este ca atunci când ai o pasiune să și investești în ea, evident. Sper că v-au plăcut și ne vedem data viitoare!